Salutare, bine ați revenit pe canal. Astăzi vreau să discutăm despre Aptos, despre fundamente, despre ce mai dezvoltă, pe ce nișă vor să se axeze. Un like, un subscribe, poate și un mesaj dacă dorește, evident. Dacă ne uităm pe CoinMarketCap, este pe locul 27, o capitalizare de aproape 3 miliarde, fully diluted nu este foarte mare, 6,8 miliarde. Îl dețin în portofoliu, am mari așteptări de la acest proiect, așa o remarcă personală, dar nu este sfat financiar. Orice token Aptos cumpărat cu o cifră, o singură cifră, reprezintă o oportunitate foarte mare în acest ciclu de piață. Vă arăt la început despre fundamente și la finalul videoclipului, dacă aveți răbdare, promit că nu o să fie un video lung. O să vorbim și despre nișa pe care se axează. Dacă dorești să te alături unei comunități de sute de persoane, apasă butonul Join și o să ai acces la foarte multe beneficii, începând cu prioritate la răspunsuri, videouri în avantpremieră, videouri exclusive, live-uri săptămânale, acces la Discord. Suntem aici pentru a face bani în spațiul cripto. Dacă vrei să faci și tu bani alături de noi, apasă butonul Join și ne vedem în comunitate. Axează acum și Aptos. Și o nișă cu hype, tot ce pot să vă zic momentan. Am pus aici să vedem adresele active zilnice în ultimele 3 luni și vedem că variază de la 185.000, low-ul a fost la 72, 63.000, au avut și picuri când au avut 435.000 de adrese active într-o singură zi. Și la data filmării, apropo, acest video este filmat în 11 septembrie, cei din comunitate au acces anticipat la video. Ieri, 10 septembrie, 224.000 de adrese active zilnice. Eu zic că stă foarte bine Aptos, având în vedere de când este lansat. Eu zic că e o valoare foarte bună. Dacă mergem pe partea de tranzacții, aici vedem că au avut un spike foarte mare, aici era o nebunie cu un joc din ăla în care trebuia să apeși pe ecran și atunci au procesat fără probleme 326 de milioane de tranzacții într-o singură zi. M-am dat seama că a fost doar un spike și acum s-au reîntors la 1,9, 3,5, pe aici, 1, cel puțin ceva milioane de tranzacții în fiecare zi, cu fiuri foarte, foarte mici. În caz că nu știți, Aptos folosește mașina virtuală Move și este considerat, la momentul actual din ce am citit eu, poate dacă sunteți developeri să mă contraziceți, una dintre cele mai performante mașini virtuale. Mulți zic că este chiar peste mașina virtuală a celor de la Solana. Asta așa ca fapt divers. Când mergem pe total value locked, vedem că a crescut, a ajuns până la 437 de milioane de dolari. Putem vedea aici, sunt pe locul 17 din tot spațiul cripto, cu o creștere frumoasă procentuală față de luna trecută, plus 20%. Ce să vă mai zic, partea de DEX-uri au avut și aici un spike foarte mare de 69,8 milioane de dolari într-o singură zi. Dar, în general, se situează cam pe aici, pe la 35 de milioane, mai au și low-uri de 27 de milioane. Da, hai să zici, o medie de 30-40 de milioane de dolari în fiecare zi pe DEX-uri. Aici, sincer, aș vrea să văd mai multă activitate pe DEX-uri. Aș vrea să văd cel puțin 100 de milioane în fiecare zi. Sper că vor ajunge cât de curând la acest milestone. Când ne uităm pe partea de fiuri, aici când a fost nebunia aceea cu acel joc, au generat 18.200 de fiuri într-o singură zi și în general generează 1.500, 1.700, 2.000, unde se mai valori foarte mici. Nu putem compara Aptos cu Ethereum sau cu Solana. Dă seama, Solana generează sute de mii, au chiar milioane de dolari într-o singură zi fiuri. Cei de la Aptos, momentan, doar 1.600 de dolari, 2.000 de dolari, deci stau foarte prost,
dar așa sunt toate chainurile la început, până prind, până cresc, până și așa mai departe. Aici vedem și partea de revenue. Aici e profitul care rămâne după ce scădem inflația. În fine, seamănă cu graficul din stânga. Ce să vă mai arăt? Hai să ne uităm și pe partea de developeri. Sunt peste concurenților de la SUI, au 197 de developeri full-time, conform acestui site care prezintă developerii. SUI are 188, ecosisteme 83, partea de repos, coduri, chestii care se fac pe chain, 4352 și weekly commits, tot așa au legătură cu codurile care se scriu pentru blockchain. 963 și aici stau peste SUI care au 805. Acum fiurile pot să vi le arăt și de pe acest site. Aici tot aceleași valori, deci prin urmare se confirmă pe aici pe la 2000 de dolari și așa mai departe și spike-ul ăsta foarte mare cu cei din acest site spun că a fost chiar de 104.000 de dolari într-o singură zi. O să vină vremuri pe Aptos cândva, când va genera cel puțin 100.000 de fiuri bani în fiecare zi. Da, mai trece multă apă pe Dunăre, pe ce vreți voi, pe ce râu vreți voi. Și acum că v-am promis, că vă zic la final pe ce nișă intră și Aptos. Deci, hai să luăm cu începutul. Deci, n-are sens să vă mai zic că este un blockchain foarte rapid, dar se pregătește pentru inteligența artificială. Adică s-a pregătit și continuă pe această nișă, ca să zic așa. În caz că nu știați, cei de la Aptos au parteneriat cu IO Network, care este un super proiect pe partea de AI, de plăci video, plăci grafice și așa mai departe. Parteneriatul, de asemenea, este vechi, din aprilie. Astfel încât resursele de pe IONET să fie disponibile celor care vor să scrie, să facă softuri, aplicații pe Aptos. Bun. Ok. Împreună ei vor colabora și să dezvolte o suită de modele AI și produse aferente care se vor lansa în viitor pe rețeaua Aptos. Bun. Toate aceste lucruri vor folosi rețeaua Aptos pentru a facilita plățile. Acum, dacă ne uităm și luăm așa în calcul, cei de la IONET procesează și folosesc deja rețeaua celor de la Aptos și au procesat cel puțin, adică peste 500.000 de tranzacții într-o singură zi, de când ei au decis să facă colaborarea aceasta mai strânsă. Tocmai de aceea fondatorul Aptos, ăsta indianul ăsta, citiți voi numele, că eu nu știu să-l citesc, este un consilier la IONET. Vedeți cum se leagă toate. Și acum, recent, cei de la Aptos au anunțat un parteneriat și cu cei de la Nillion Network, care este tot așa pe partea de AI, astfel încât Aptos astfel încât cele peste 250 de aplicații de pe Aptos să acceseze toată partea aceasta computațională a celor de la Nillion. Cei de la Nillion, hai să vedem despre ei, se folosesc pe partea aceasta de multi-party computation, MPC, astfel încât să se facă computația, adică procesarea datelor encriptate și să elimine astfel nevoia de a decripta în procesare și atunci datele rămân securizate și așa mai departe. Merg pe partea aceasta de privacy, merg pe partea de private AI, partea de healthcare, data processing, data storage, trading info, parole și așa mai departe, dar și această rețea Nillion Network este tot cu AI și ei se denumesc Humanity's First Blind Computer, primul computer orb al umanității.
Și atunci, din punctul meu de vedere, Aptos nu este de ratat pentru cei care vă gândiți, bă, să cumpăr, să nu cumpăr, ieftin, e scump, ce să zic, eu vă zic doar atât și nu e sfat financiar, o cifră Aptos, long term, faceți câțiva X frumoși. Acum, dacă voi vă lăcomiți și credeți că Aptos ajunge la 100 de dolari, 200 de dolari în acest ciclu de piață, o să fiți bag holderi. Dar dacă vindeți pe la vreo 20, 30 un pic, poate hai 40 fie de la mine, las un pic mai mult, eu zic că va duce în acest bull market. 20, unde a fost all time high-ul, duce cel puțin. Da, e doar părerea mea, nu știu viitorul. Dacă v-a plăcut videoul, dați un like, un subscribe, lăsați un mesaj, vă mulțumesc pentru vizionare. Spor la făcut bani. Pa!